am un sentiment, m-am trezit foarte bine azi, am un sentiment foarte bun și eu cred în mine și în șansa mea că o să ajung acolo și o să fim chiar trei războinici la final. Bă, faimoșilor, trebuie să tragem azi fiecare pentru el. Pentru faimoși, în principiu. Nu, pentru fiecare pentru el. Da. Zic, bă, cum te simți că ești un singur războinic și noi suntem trei faimoși? Da, de-aia v-am zis, bă, faimoșilor. Cum să mă simt? Ai emoții? Să mă bat cu toți acum. Am. Și eu. Și este foarte greu, dar îmi doresc din tot sufletul meu să ajung în finală. Doamne, e ultima mea șansă. E ultima mea șansă, efectiv, și pe prima am ratat-o. Nu vreau să o ratez pe a doua. Chiar nu-mi doresc să o ratez pe a doua. Acum că suntem pe finalul competiției, într-adevăr am puține emoții pentru ultimele jocuri și intrarea în această finală pentru mine e rezultatul muncii mele de 4 luni de zile. La voi mai e cum mai e, dar noi ne batem faimoasele între noi și voi războinii măcar cu faimos, dar... Da, la noi poate astăzi e... Dar oare o să fie numai eu cu tine, gen să ne batem și el între noi? Bă, nu știu, ai zis că s-ar putea să fie mixt, acum să vedem. Mamă, păi dacă e mixt... Dar măcar să-mi luăm bătaie de la fete, Cezar. O să fiu eu aici și Iancu aici la final. La start, când o să fii la start cu o fată. De foarte capul meu. Am foarte mare emoții, îmi doresc ca aceste jocuri să mă avantajeze, îmi doresc să arăt oamenilor de până acum care m-au susținut să, că pot. Mie mi-a plăcut cea mai mult să joc cu băieții, sincer. Păi cred că s-ar putea să fie mix. La fizicul tău și poți așa. Nu mă așa psihic. Îți permite fizicul. Mi-ar plăcea să intru cu băieții. Mi-ar plăcea să intru cu Iancu Petrazio. Ar fi tare rău de tot. Deși cred că nu am nicio șansă în fața băieților. Că dă, au, sunt sprinteri adevărați. Ia lupă, dacă intră în Petrazio, ai curaj să te lupți cu mine. Te sparge. Bă, da, am curaj, da. Hai, cu mint. Păi, dar gen mi-ar plăcea așa de distracție, știi? Că realizez că da, nu am nicio șansă în fața dacă tu... Deja ești la final când eu sunt pe la un sfert de traseu. Nu, mă, că te las, să-ți dau avantaj să fii la jumătatea traseului și eu nu mă plec. Pe Iancu de la început l-am văzut un băiat puternic, un băiat ambițios, cu abilități sportive foarte bune. Este un sportiv, se vede, constituția lui arată asta. Sunt convins că Iancu mă va pune în dificultate. Iancu este un sportiv foarte bun. Chiar dacă nu face sport de performanță, aceste trasee îi vin lui cam în ușă, mai ales finalurile, a demonstrat chestia asta. Cred că o să fii tu la final și o să o dai în continuu. Și ea vine din spate și câștigă. Tremură genunchii și o să ratezi de emoții, că n-ai câți câte fac că te gândești, băi, cum o să fie să mă bat o fată. Să crezi că vine și dă bam bam 3 din 3. Aș fi mai bine noi băieți și fetele și aia e. Și aia e, da. Eu o să dau tot ce pot pe traseu, o să arăt că îmi doresc foarte mult să ajung în finală, cum am făcut și la finala cu Lola. Sper din suflet să îmi intre finalul, că ăsta e cel mai important, să intre finalul. Sunt motivat, o să mă motivez să rup traseul ăla în două, pentru că poate fi ultimul traseu ca să mă bagi în final. Doresc foarte tare să aduc puncte astăzi și mă rog să fie un joc de partea mea, pentru că vreau să mă și bucur de jocurile astea, pentru că sunt ultimele, chiar dacă e cu greutate, simt așa că e... trebuie până la final așa să lupt, pentru că așa e jocul ăsta, te face să intri acolo cu totul și să te dăruiești. Va fi un meci greu, nu va fi un meci ușor, dar eu o să-mi dau tot ce pot, o să lupt de ca de fiecare dată până la ultimul și am mai zis, Doamne ajută să fie soartă de partea. Bună ziua și bine ați venit la un nou joc pentru imunitate individuală! Avem în față prima etapă a jocului pentru imunitate individuală. Vor fi
trei jocuri și vă explic pe îndelete. Sunteți 6, iar în finală vor intra 4. Două locuri sunt deja ocupate. Lola și Emanuel au câștigat dreptul de a intra direct în finală și mai avem două locuri libere cu 4 candidați. Emi, Elena, Iancu și Cezar. Astăzi vom juca astfel. Un joc în urma căruia vom căuta un învingător. Ulterior vom mai avea un joc, un alt învingător. Dacă există o persoană dintre voi patru care câștigă ambele jocuri, intră în Consiliu cu imunitate și dreptul de a nominaliza pe cineva. Dacă vom avea doi câștigători în urma celor două jocuri, ei bine, vom avea și un al treilea joc pentru departajare și la fel cu imunitatea și dreptul de a nominaliza pe cineva pe masă. E clar? Da. Bun. Toate jocurile de acum încolo vor fi mixte, în sensul că fetele și băieții se vor duela împreună. Vrem să vă testăm toate abilitățile. Dacă până acum se pune accentul pe rezistență, pe teren, rezistență în tabără, ei bine, în următoarele jocuri vrem să vedem precizia voastră, vrem să vedem cât de ascuțite aveți simțurile, vrem să vedem ce memorie aveți. Va fi foarte, foarte interesant în următoarele zile în Survivor. Pentru Emanuel și pentru Lola, jocurile Survivor s-au terminat. Dar rolul lor va fi unul foarte important în Consiliu, pentru că au dreptul să voteze pe cineva. Emi, mai există șanse. Cum te simți? Mă simt foarte emoționată, dar în același timp și foarte bine. Pentru că mai am o șansă, îmi doresc din suflet să nu ratez șansa asta, dar știu că este mult mai greu pentru că joc și cu băieții, care băieții sunt forță. Nu știu, sunt așa entuziasmată că am ajuns până aici și că trec prin toate emoțiile astea și prin toată atmosfera asta și tot ce se întâmplă, parcă sunt... Parcă e un vis și de multe ori mă ciupesc așa să văd dacă visez sau nu, dar sunt, de fapt e real totul, adică nu e nimic, nu e niciun vis. Asta e visul meu, să ajung doar în final. Bine, Elena, aceeași întrebare, da? Mai sunt două locuri disponibile, te vezi ocupând unul dintre ele? Mă bucur în primul rând din suflet că am ocazia să trec prin aceste etape. Mi se pare un alt nivel la care probabil că toți ne-am dorit să ajungem. Și merităm cu toții să fim în finală, așa că tot ce pot să fac este să încerc să mă concentrez cât mai bine, să dau totul, așa cum am făcut-o de fiecare dată, cu Dumnezeu înainte, cel mai bun să câștige, că despre asta e vorba în Survivor. Spune-mi, te rog, comparând cu traseele despre care spuneai că te epuizează total, cum vezi jocul de azi? Cum vezi aceste jocuri în condițiile în care sunt făcute atât pentru bărbați cât și pentru femei? Într-adevăr, cum spunea și Emi, sunt șanse egale cumva și am ajuns la un nivel în care nu credeam că o să putem să ne comparăm cu forța fizică, psihică a unui bărbat, dar pe de altă parte este o altă etapă care ne testează limitele și mai mult și ne duce într-o zonă în care chiar nici noi nu știm cum se comportă mintea, corpul nostru și toate celelalte abilități nedescoperite, practic. Depinde doar de concentrarea voastră. Am văzut de-a lungul timpului femei mult mai rezistente psihic decât bărbați. Iancu, e suficient de pregătit pentru următoarele zile? Eu sper din suflet că sunt. M-am trezit de dimineață, am stat un pic așa singur cu mine, m-am gândit la tot parcursul meu aici în competiție și vreau astăzi să... Vreau să demonstrez că n-am ajuns degeaba până aici. Vreau să demonstrez că pot, mai ales pentru familia mea, pentru mama mea, care mă susține în absolut tot ceea ce fac, pe care iubesc foarte mult, pentru frații mei, pentru iubita mea, pentru toată lumea de acasă care a crezut în mine și m-a votat, pentru că a văzut ceva în mine în competiția asta. Ei bine, vreau să demonstrez că n-a fost degeaba nimic și că
pot să câștig. Bine, mulțumesc, Ian. Mulțumesc. Cezar, ai ratat la mustață finala. Te vezi ocupând totuși un loc în această mare finală? E greu de răspund această întrebare, Dan, dar o să fac tot posibilul ca să ajung în această mare finală. O să încerc să dau și mai mult silință decât am făcut-o până acum, să cum încerc să mă concentrez și mai mult și sper de data asta soarta să fie de partea mea. Vom vedea. Așa e. Baftă tuturor încă o dată. Mulțumim. Mulțumim frumos. Vă reamintesc, dacă aveți forța, șansa să câștigați ambele jocuri, aveți imunitate și dreptul de a nominaliza pe cineva. În Consiliul de diseară, în urma nominalizărilor și a consultării votului publicului, unul dintre cei patru va părăsi competiția. Mâine se va întâmpla la fel și iată cum vor mai rămâne doi locurile 3 și 4 pe care le vor ocupa în final. Revenind la astăzi și la prima etapă a jocului pentru imunitate. Vă veți duela, cum v-am spus, mixt. Nu mai există diferențe de gen. Fiecare dintre voi va porni jocul cu 3 vieți. Vom trage la sorți dueliștii și astfel încât toți să vă confruntați cu toți. Veți urca pe o platformă, iar de acolo va trebui să aruncați cu mingi către 6 plăci ceramice. Veți arunca pe rând și scopul este să spargeți 6 plăci. Atenție ca lovitura să fie considerată corectă. Placa de ceramică trebuie spartă atât de mult încât mingea să poată trece prin ea. În momentul în care unul dintre cei doi combatanți va sparge 6 plăci, următorul va avea dreptul la încă o lovitură. Dacă vom avea egalitate, ei bine, vom merge ca la penaltiuri. O placă, o lovitură. Cine reușește să o spargă primul, câștigă duelul și îi fură adversarului o viață. La finalul etapei întâi, cine rămâne cu cel puțin o viață, câștigă jocul. Ulterior, vom mai avea un joc pe aceleași principii. Dacă va fi același câștigător și la jocul următor, acela are imunitate direct și nominalizează în Consiliu. Dacă vom avea doi câștigători, etapa întâi și etapa a doua, vom merge și în etapa a treia, acolo unde va fi un joc de departajare pentru a găsi un singur om cu imunitate. Bun, hai să tragem și la sorți să vedem exact cum vă veți duela. Începem cu fetele. Emi. Numărul 1. Numărul 1 și numărul 2 joacă în primul duel. Și băieții, clar, 3 cu 4. Bun. Emi are numărul 1, Elena 2, Ian cu numărul 4, iar Cezar numărul 3. Fetele 1 cu 2 se vor duela în prima fază, băieții 3 cu 4 în a doua fază. Apoi se amestecă și vom avea și dueluri mixte. Bun. Lucrurile sunt clare pentru toată lumea. Vă reamintesc, miza este extrem de importantă. Vă duelați pentru imunitate, pentru șansa de a continua în această competiție și poate chiar de a intra în marea finală. Acolo mai sunt 2 locuri disponibile. Acestea fiind zise, să înceapă prima etapă a jocului pentru imunitate individuală! Suntem la startul primei etape a jocului de imunitate individuală. Fiecare dintre cei 4 concurenți începe jocul cu 3 vieți. Primul duel, Elena și Emi. Scopul este de a sparge 6 plăci înaintea adversarului. Veți arunca pe rând și doar la startul dat de mine. Elena, ești prima care va arunca. 3, 2, 1, poți să arunci. Sparge Elena! Emi, este rândul tău. Elena a spart o placă. Să te vedem pe tine. Poți să arunci.
Tratează, Emi! Te pui în dreptul lor, Elena. E greu când văd că dai ea și așa. Elena este în avantaj? Am mai plecat, Emi. Tratează și Elena. E rândul lui Emi. Încă o dată ratează Emi. Elena, ai dreptul să arunci din nou. Forță! Ratează încă o dată Elena. Rămâne totuși în avantaj, are o placă ceramică spartă. Emi, concentrează-te, ai dreptul să arunci din nou, începând de acum. Egalează Emi. Sparge și ia o placă. Elena, dai cu forță. Elena, încă o dată. A fost aproape, Elena, a ratat însă. Emi? Hai, Emi. E ok? Avantaj pentru Emi, are două plăci sparte. Aruncă acum Elena. Ratează din nou Elena. Mai tare, Elena. Aruncă încă o dată, Emi. Elena, încearcă una așa. Trei plăci sparte de către Emi, una singură pentru Elena. Elena, la semnalul meu doar. Acum ai voie să arunci. Reduce din diferență, Elena sparge și ia o placă. Elena, două plăci sparte, Emi, trei plăci. Aruncă Emi. Dai mai tare. Este lovitură ratată, placa nu este suficient de tare spartă. Da. Rămâne Emi cu trei plăci sparte. Elena aruncă din nou. Ratează Elena. Emi, încă o șansă pentru tine. Acum este lovitură corectă. Emi are patru plăci sparte, Elena două, dar șansa de a arunca din nou. Ratează Elena. Mai tare, Elena. Mai lung, tare. Mai lung. În lung. Tot așa, lupi. Încă o dată, Emi. Hai, Emi. Și reușește. Lovitură corectă, Emi are cinci plăci sparte, Elena două. Emi, dacă va mai sparge data viitoare o placă, va câștiga duelul cu Elena. Aruncă însă acum Elena. Ratează din nou Elena și rămâne doar cu două plăci sparte. Emi, atenție! Acum e șansa ta. Dacă vei sparge și ultima placă, vei câștiga acest duel. Și reușește Emi! O învinge pe Elena. Emi rămâne cu trei vieți, Elena cu două. Elena, nu foarte ce, fost... puțin mai lung, da. Să cadă direct pe ea. A fost bine, puțin mai lung. O, zici mie care-i secretul. Poți să arunci, mă crezi că nu știu, doar să fii țintă. Așa, Elena, numai că e vorba de țintă când arunci așa, așa, da. Cu două mâini. Îți e... ai fost pe ele oricum, dar trebuia să dai puțin mai departe, mai lung. Da, am văzut că așa e, da. Duelul al doilea al zilei. Iancu și Cezar, scopul este același, să spargeți șase plăci. Cine găușește primul asta, rămâne cu viețile intacte și îi fură adversarului o viață. Iancu va arunca primul la țintă. Iancu, poți arunca. Ratează Iancu, lovitură prea scurtă. Ai văzut cum e. Hai, Cezar. Mai unde te concentrezi. Acum e rândul lui Cezar. Cezar, poți arunca. Sparge Cezar prima placă. Avantaj pentru Cezar. Iancu, ai dreptul să arunci a doua oară. Ratează Iancu. A lovit între plăci. Când prea tare, când prea încet. Hai, Cezar. O nouă lovitură pentru Cezar.
Sparge Cezar încă o placă. Cezar are două plăci sparte, Iancu încă niciuna. Iancu, ai dreptul la o nouă aruncare. Ratează Iancu încă o dată. Da, vrei să dai cu precizie și același lucru am văzut și eu. Ia, să-i duci la altă placă. Lasă pe aia. Da. Da? Hai. Cezar lovește pentru a treia placă. Ratează Cezar. Iacule, rămâne cu două plăci sparte. Lejer, ca și cum ai dat la mișto. De pe margine, foștii războinici îl încurajează pe Iancu. Hai, Iancule. Iar acesta se pregătește să arunce. Iancu, poți arunca din nou. Sparge și Iancu o placă, prima. Iancu o placă spartă, Cezar două plăci. Hai, Cezar. Și Cezar aruncă pentru a treia placă. Respiră. Reușește Cezar. Bine, Cezar. A mai spart o placă, are trei plăci sparte Cezar. Avantaj de două plăci pentru Cezar, dar Iancu acum are o șansă de a reduce din diferență. Iancu, poți arunca. Și sparge și Iancu. Bravo. Iancu, două plăci sparte, Cezar, trei. Cezar? A lovit placa, însă nu este spartă suficient, este doar crăpată. Rămâne Cezar cu trei plăci sparte. Iancu, ai voie să arunci din nou. Și egalează Iancu situația. Hai, 3-3. Foarte trei plăci sparte de către fiecare dintre cei doi dueliști. Cezar, încă o dată. Acum Cezar sparge corect placa și are patru plăci sparte. Iancu, încă o lovitură. Sparge și Iancu. Egalitate între cei doi. Hai că e egal, Iancu. Hai, Cezar, concentrează-te. Te concentrezi, ai timp. Cezar aruncă din nou. Ratează Cezar. Acum rămâne egalitate între cei doi și se pregătește să arunce pentru placa a cincea. Iancu, poți să o faci. Ratează Iancu. Aruncă Cezar. Ratează de puțin Cezar. În continuare este egalitate între cei doi. Iau la țintă a cincea placă. Chiar dacă simți că se duce în Iancu, poți arunca. Bravo, și sparge Iancu. Cinci plăci sparte de către Iancu. Momentan 4 de către Cezar, să vedem dacă va egala fostul faimos. Cezar, poți arunca. Lovește placa într-un colț, dar în continuare este intactă, a ratat Cezar. Iancu este în avantaj și dacă va sparge acum a șasea placă, va câștiga duelul cu Cezar. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de canalul nostru de YouTube. Linkul e aici. Iar mai multe detalii aici sau aici.